Vlad Plahotniuc și-a anunțat revenirea în politica de la Chișinău printr-un interviu oferit în scris unei publicații online. El nu a precizat dacă se va întoarce în Republica Moldova. Totuși, i-a așteptat la Chișinău. Prim-ministra Natalia Gavriliță a declarat că justiția este pregătită și că toți trebuie să răspundă potrivit legii. Vlad Plahotniuc revine în spațiul public printr-un interviu acordat în scris portalului Tribuna.md, la doar două zile după ce guvernul american l-a inclus în lista de sancțiuni Magnitsky, unde apar de obicei oligarhii care acționează la nivel global împotriva democrației, statului de drept și economiei de piață. Fostul lider al Partidului Democrat face referință la declarațiile sale din mai 2019, când a apărut pentru ultima dată în fața camerelor, înainte să fugă din țară. Nu vă prea agitați. Nu vă faceți planuri prea mari, sau poate deloc, pentru că nu vă lăs eu de capul vostru, o să am eu grijă voastră. Mesajul este în continuare actual, nu a pierdut deloc din esență și din actualitate, susține Plahotniuc. Iată ce adresare are pentru actuala guvernare. Nu vă las eu de capul vostru pentru că deja prea v-ați bătut joc de oameni, va ajunge. Citat încheiat. Fostul politician va contesta sancțiunile americane prin intermediul avocaților săi care îl reprezintă în lipsă în instanțele de la Chișinău. Plahotniuc e cercetat penal în mai multe dosare, dar cel mai important e frauda bancară. El susține că e persecutat ca să nu revină în politică și totuși va face acest lucru. Crede că e un politician care știe cum să rezolve situațiile de criză și acum e timpul să demonstreze asta. Guvernul va recupera banii furați, a comentat Natalia Gavrilița, iar cei care au furat vor răspunde potrivit legii, pentru că justiția începe să lucreze. Pe unii i-a prins a ustura. Minciunile, victimizarea și invocarea de persecuție politică nu îi va ajuta să se ischiveze de la ispășirea pedepselor, a scris pe Facebook prim-ministra Gavrilița. Deputatul Dumitru Alaiba a reacționat ironic la anunțul lui Plahotniuc. Așa și nu s-a învățat să vorbească în fața camerei, scrie Alaiba. Aceasta ar fi a patra revenire. Să vină, îi așteptăm acasă pe toți din toate colțurile lumii, notează Dumitru Alaiba. Vlad Plahotniuc a fost deputat și vicepreședinte al Parlamentului. La un moment dat insista să devină prim-ministru, totuși s-a retras și a condus țara de facto politic și economic din postura de președinte al Partidului de Guvernare. În 2019, formațiunea s-a pierdut puterea, el a părăsit țara, iar PDM s-a detașat treptat de Plahotniuc.